cake și brioșe cu spumă de cafea. Astăzi vă prezint o nouă rețetă, foarte ușor de făcut și foarte bună. Sper să vă placă! Avem nevoie de 20 de grame de cafea solubilă de Nes, 100 de mililitri de apă fierbinte și 150 de grame de zahăr. Mixăm. Spuma de cafea este gata. Acum adăugăm într-un alt bol. O să punem 4 ouă. Un pahar de apă, 200 de mililitri, jumătate de pahar de ulei, 100 de mililitri și amestecăm bine. Acum adăugăm 3 pahare de făină. Unu, două, trei. Adăugăm un praf de sare. Praf de copt. Acum amestecăm bine totul. Am amestecat bine. Și acum adăugăm spuma noastră de cafea. Și cu mișcări de jos în sus, incorporăm spuma de cafea. O lingură de înghețată punem.
le dăm deoparte. Și umplem și această formă fără hârtie, am uns-o cu un pic de ulei. O să pun compoziția cu două forme pe care le-am tapetat cu hârtie de copt. Deci am tăiat-o așa. O pășie lungă pe care o punem așa aici. Și o pășie pătrată în mijloc. Deci am tapetat cu hârtie de copt. Și acum punem compoziția noastră. Punem jumătate aici. Acum le dăm la cuptor, la 180 de grade, circa 20-30 de minute.